Ziua suntem la Doștat, în județul Alba, unde există singura fermă certificată din România care produce mere cu miez roșu sau Red Love. Suntem cu administratorul societății, directorul general al societății, domnul George Agache, mă numesc. Merele Red Love, sau cum le spun, au apărut ca o încrucișare între un soi foarte acru și un soi foarte dulce, unul din Japonia și unul din Belgia, inventate de Marius Cobelt. Pe lângă aspectul minunat al lor, cheia o reprezintă sănătatea acestor mere și multitudinea de factori benefici pe care le au acestea pentru organism. Inclusiv Zona Bilic scrie despre ele în Cartea Dânței. Ele conțin roșeața aceasta este dată de numărul mare de antioxidanți pe care le conțin, sau resveratrol, care este se știe că este un puternic antioxidant și antiinflamator. Printre beneficii se mai enumără și cantitatea foarte redusă de zahăr, rezistența naturală la boli și la dăunători. În același timp, vorbim de zahăr, le fac bine și bune și pentru diabetici. Și chiar definiția de un măr pe zi, ține doctorul deoparte, este extraordinar de valabilă pentru aceste mere. Am amintit deja, e singura fermă de acest gen din România. Da. În 2013 ne-am lansat în acest proiect și am sperat să aducem o calitate superioară cu produsele pe care le furnizăm. Pe lângă acestea de Red Love, mai avem o diversitate de încă 3 tipuri de mere pe care le vindem pe piața din România, bineînțeles. Dar, sigur, aceste mere sunt deosebite, sunt în România, sunt... Unul dintre acționarii Livezi a venit cu acest tip de măr, care este o încrucișare relativ nouă, de vreo 20 și ceva de ani, aproape 30 de ani, și fiecare țară deține anumite drepturi de vânzare a acestor mere, printre care noi ne numărăm cu acestea și sperăm să educăm consumatorii în ce înseamnă aceste mere și ce înseamnă și tipologia de beneficii pe care o aduce în sine sănătății. De unde poate cumpăra un consumator astfel de mere? Nu le-am văzut acum la Târgu Toamnei, la Alba Iulia, dar în rest, în comerț, nu le-am văzut niciunde. Am început încet promovarea local și ne-am făcut site-ul propriu, www.supermere.ro, unde puteți intra și vă adăugați o cutie de 5 kg în coș și va ajunge la ușa dumneavoastră acasă cu tot cu transport. Merele și cât costă 5 kg de mere? Kilogramul este 12 lei, la care se adaugă transportul. Și vă vine în cutie de 5 kg și se păstrează la un loc răcoros. În principiu se mențin pe o perioadă de 2 luni de zile pentru ele. Dacă cel mai bine este să le îmbrăcați într-o foaie de ziar, în cazul în care unul dintre ele prinde o urmă de boală, să nu le atace și pe celălalt. Deci merele roșii nu au doar un colorit deosebit, au cel miez roșu. Da. Pot spune că... Dar sunt extrem de benefice și pentru sănătate. Da, dacă l-am tăiat seamănă cu o floare, dacă îl tăiem pe jumătate invers, chiar seamănă cu o inimă tot mărul. Da, într-adevăr, tot ceea ce... Adică pot spune că beneficiile sunt foarte multe și fac parte din alimentul în sine. Mărul face parte din categoria alimentelor funcționale, pentru că pe lângă clasicul gust, nu pot să spun gust de fapt, aspect de măr, gustul seamănă foarte mult cu fructe de pădure și rodii în același timp. Este puțin acrișor și înțepător. Aduce foarte multe beneficii prin consumul zilnic al lui. Bineînțeles, sunt perioadele anului în care acesta iese. Câte hectare cultivați acum aici la Doștat? În prezent cultivăm în jur de 2 hectare de măr. Cantitatea diferă foarte mult de la an la an de producție. Poate atinge 20 de tone, poate atinge 40 de tone la hectar. Depinde. În principiu, anul acesta am avut mai puțin, chiar în jur de 15 tone la hectar. Și doriți să extindeți oare livada sau nu? Avem un viitor, dacă lucrurile merg așa cum ne-am plănuit cu Red Love, avem în viitor programat să extindem partea de Red Love. Deci în județul Alba, la Doștat, e singura zonă din România unde se cultivă merele cu miez roșu sau Red Love. Da. Mulțumesc! Mare drag!